Mașinile, televizoarele și telefoanele s-ar putea scumpi în perioada următoare cu până la 25%, având în vedere că cel mai mare exportator al lumii, China, este lovită de o criză energetică fără precedent. Cine plănuia să-și cumpere în viitor un laptop, un telefon de ultimă generație sau o mașină, ar fi bine să facă achiziția cât mai curând. Criza de energie din China urmează să aibă consecințe la nivel global. Un exemplu ar fi gigantul Apple, care a redus comenzile de producție pentru iPhone 13 de la 90 de milioane de dispozitive la 80 de milioane, până la finalul anului, pentru că nu sunt suficienți semiconductori. O criză proastă, făcută de guvernul Câțu și Iohannis. Vinovatul cel mai principal este Iohannis. Că de el pleacă toate porcările și toate nenorocile. Și acum s-a retras. Asta va criza energetică ne duce să, în faliment. În falimentul întreprinderilor mari și mijlocii, întreprinderi de așa. Întotdeauna ne duce falimentăm. Credeți că românii își vor mai permite să-și achiziționeze, eu știu, telefoane, mașini în... Nu mai cred, ăsta-i treabă foarte grea. Ce să mai convine să ia telefon, plătește, nu știu cât plătesc. Nu, trebuie să cadă ăștia, trebuie să se ia o măsură. Iasă lumea în stradă, nu se poate. Nu se poate. Spusei, noi stăm pe la țară, dar care stau în oraș, bieți oameni, să vă dați seama cât plătesc acum căldura și cât ce ijale, păi ce banii care ei nu-ți ajunge decât să-ți plătești lor la stat și tu ce mai mănânci? Cu ce trăiești? Nu, e groaznic. N-a fost niciodată, să știți așa. De la Revoluție niciodată n-a fost ca cu ăștia. Ăștia niște nenorociți. Un șoc de aprovizionare s-ar putea să aibă mulți alți producători de electrocasnice care deja sufereau de pe urma pandemiei și care acum se confruntă cu o penurie de materii prime. Extraordinar. Așa ne trebuie. Noi am votat. Cu asta ne alegem. Cei care trebuia să iese la vot au stat în casă calașii și n-au ieșit să aleagă pe cine trebuie. Așa le trebuie. Cum credeți că fac românii față acestor scumpiri? Greu. În special noi pensionari. Foarte greu. Foarte greu. Să știți și dumneavoastră. Și în primul rând, noi suntem bătrâni. Dar dumneavoastră, tineretul, ce viitor aveți cu asemenea personalități care ne conduc? China reușește astfel să dezechilibreze acum planeta printr-un efect de domino, din lipsă de cărbune, dar și pentru a deveni neutri din punct de vedere al emisiilor de carbon. Multe industrii au fost oprite. Un exemplu ar fi siliciul folosit în chipuri sau componente auto, care în doar 2 luni și-au triplat prețul.